episodul de azi avem ca subiect de discuție trei soiuri care ne umplu paharele cu vin și inimile cu bucurie. Feteasca albă, feteasca neagră și feteasca regală. O să aflăm istoria lor cu adevăruri și legende, ce le definește pe fiecare, ce alte țări le mai cultivă sau cum putem să le sărbătorim și să ne mândrim cu ele. Pentru asta am stat de vorbă cu Tiberiu Onuțu, pasionat al istoriei soiurilor românești de viță de vie și organizator al concursului de vinuri spumante românești. Tiberiu are în lucru și o carte despre istoria soiurilor românești de viță de vie, în care cele trei fetești ocupă un loc important, iar pentru asta a cercetat multe surse și a adunat multe informații. Să curgă feteasca și să dăm drumul la povești. Tiberiu, bun venit la interviu. Bine te-am găsit. Lumea vinului e plină de sensibilități și acum s-ar putea ca în discuția noastră să călcăm niște bătături. Aici tu știi mai bine, cum să zic, până la urmă sunt părerile tale, eu sunt cel care te trage de limbă și care încearcă să scoate niște informații de la tine. Asta e, îți asum. Eu mi-asum responsabilitatea pentru ce afirm. Bun. Sigur. Și să... eu sunt un om care răspunde provocărilor. Bun, podcastul nostru nu e până la urmă o chestie de provocare. Eu ce-mi doresc de la discuția noastră este ca la finalul ei ascultătorii să știe mai multe lucruri despre să fie mai soiurile fetească decât știau la început. Și sigur că da, cu ocazia asta sunt mai bogați. Corect. Bun, o să vorbim astăzi despre cele trei soiuri românești, fetească albă, fetească regală și fetească neagră. Care a fost prima? Cred că ai auzit și tu sau ai citit în diferite surse că se afirmă că soiul fetească neagră și nu numai, așa, ar fi un soi dacic. Da. Eu am fost tentat să cred că așa este, dar sunt un om analitic care merge pe surse documentare și mi-am pus problema. Găsim surse documentare care să afirme că soiul fetească neagră este de pe tipul lui Burebista, acum ai spus tu, sau eu știu, chiar și mai vechi? Eu nu am găsit. Ok, nu sunt surse documentare. Sunt surse materiale? Nu sunt și nici din ale. Da. Și atunci nu pot să fac afirmația asta că soiul este dacic. Mă rog, se pot face niște asocieri apropo de afirmația că pe timpul lui Ștefan cel Mare era grasa de cornar sau nu știu ce. Dar nu este nicăieri o mențiune de genul ăsta. Sursele documentare care fac referire la soiuri la noi în țară sau despre soiurile românești din zona asta regatului sunt cam de pe la 1800 și ceva. Din zona asta Transilvaniei, a Banatului, a Crișanei sunt mai vechi. Cele mai vechi, dacă nu greșesc, pe la 1695, cam de pe acolo. Acum, dar legat strict de soiul de care m-ai întrebat, de fetească neagră, nu pot să spun că avem dovezi materiale atât de vechi încât să putem să spunem că este un soi dacic sau, mă rog, soi cu origine din antichitate. Oricum, e clar că feteasca albă și feteasca neagră au fost mai întâi, au urmat feteasca regală. Da. Aici ajungem la o legendă și fac o paralelă cu legendele samsarilor de mașini care spun că despre câte o mașină că a fost condusă de o bătrânică în Germania, nu știu ce. La fel circulă o legendă, acum cât e de adevărată sau nu discutăm aici. Și despre o bătrânică din Sighișoara sau din Taneș, din care, da, ducându-se cu coșul de struguri la târg, a fost văzută de un specialist, ampelograf, care... nu știu dacă nu era ampelograf, era un specialist, cu oricum, cineva care știa mai, care avea mai multe cunoștințe despre soi. Și e un adevăr în legenda asta? Sau... este doar o legendă. Este o legendă, chiar am citit, a fost lansată de domnul Buia de la JDV. Domnul Buia este o persoană extrem de simpatică, este o persoană care mie mi-este dragă, discut foarte lejer, foarte, este o persoană foarte plăcută. Dar când discutăm de lucruri de-astea serioase, nu putem să luăm în calcul o astfel de legendă. Legenda este cea care poate să atragă cititorul. Sigur, către lumea zona iubește asta. Legendele. Exact. Adică noi, dacă vrem să facem prezentarea soiului fetească regală într-o formă cât mai plăcută, foarte bine, scoatem întâi legenda, uh-huh, dar după aceea, dacă trecem la lucruri serioase, trebuie să facem referire la niște surse documentare. Bun, acum serios, sursele unde duc? Duc tot acolo, la 1920, sau duc mai în urmă? Eu, în urma cercetărilor, în urma documentării pe care am făcut-o, am ajuns la concluzia că cea mai veche mențiune concretă
despre soiul fetească regală este la 1903. Aha. Deci atunci au fost doi oameni, au fost doi oameni, unul din Dane și unul din Mălâncrav. Unul se numea Kraft, celălalt nu știu pe deasupra să spun, dar cert este, nu. Așa, cert este că cei doi au colaborat și la un moment dat au pus la cale, dom'le, hai să facem o plantație mică de 1000 de vițe de vie din acest soi. Deci, practic, ei au făcut o selecție, da? Și au făcut o plantație cu 1000 de vițe din acest soi. De ce? Au crezut în potențialul Au crezut în acest soi. Au văzut că este ceva diferit de fetească albă, pentru că asemănările sunt destul de mari. Da. Dar, în același timp, au fost și câteva criterii, câteva caracteristici simțeau care au făcut ceva să... deosebit. Exact. Da. Și atunci ei au pus la cale să facă această plantație de 1000 de vițe. Plantația asta a fost făcută pe un deal, în Dameș, care este vis-a-vis de... în apropierea râului Boartăș. Eu am fost la fața locului, am cu ajutorul unui consilier local de la primăria din Dameș, am fost acolo, mi-a arătat domnul Onuțu, aici a fost plantația de fetească regală, cea de la 1903, de care dumneavoastră ați găsit aici în studiu. Este un studiu din 1958 și studiul este făcut de niște specialiști. Oameni care au lucrat la stațiunea de cercetări de la Blaj, unul dintre ei se numește Octavian Belu, la fel ca antrenorul echipei de gimnastică a României. Da. Și omul era chiar din Daneș. Și omul a făcut documentare la fața locului, s-a dus din casă în casă, el chiar face referire la niște persoane de acolo din Daneș, care au depus niște mărturii, adică au făcut niște declarații care confirmau aceste lucruri. Deci, practic, studiul acela din 1958 este cel care face referire la prima mențiune, 1903. La început nu s-a numit fetească regală, s-a numit galbenă de Daneș, în fine. Da? Și ulterior a fost obținut un vin din acest soi și vinul s-a numit fetească regală. Deci prima dată s-a numit vinul și după aceea această denumire de vin a fost preluată de soi. O perioadă de timp, în special după al doilea război mondial, nu s-a folosit denumirea de fetească regală. Avea o rezonanță din asta cu regalitatea și era o restricție. Dar am observat că după 1965-66 s-a relaxat și atunci i-a spus fetească regală și nume care îl păstrează și în prezent. Care sunt, să zic, specificitățile feteștii regale? Sau hai să vorbim un pic despre versatilitatea ei. Până la urmă ne gândim ce-o fi descoperit oamenii atunci când au zis, băi, e deosebită, hai să o dezvoltăm. De ce? Discutăm, aș zice să facem o comparație cu fetească albă, pentru că ea a fost asemănată foarte mult cu aceasta. Sigur, hai să vedem care sunt asemănări deosebiri. La forma strugului se aseamănă foarte mult. Diferă un pic. Fetească regală este cu pielița un pic mai verzuie. La fetească albă este mai galbenă. Una la mână. Doi. Frunza de la fetească regală este de un verde mai intens. Suprafața frunzei este mai mare și este mai lucioasă. Deci, astea sunt două caracteristici care ar trebui să facă diferențierea între cele două soiuri. Adică dacă cineva acum merge într-o vie și pe un rând este fetească albă și pe un rând fetească regală, astea sunt două criterii care pot face diferențierea. Și ca vin? Ca vin final. Intervine un aspect foarte interesant. Fetească regală are o notă aromatică mai pronunțată. Este considerat un soi semi-aromat. Deci nu are o aromă pronunțată cum este la muscat otonel, cum e la busuioacă de bohodin, cum e la tămâiasa românească. Nu. Dar este un soi semi-aromat. Are o aromă discretă și are o aciditate mai ridicată decât la fetească albă. Partea asta de aciditate mai ridicată și cu aroma asta discretă îi dă o savoare anume. Un vin din fetească regală are o prospețime anume care îi dă o distinție. Nu știu, mie îmi place foarte mult vinul din acest soi. Îl promovez foarte bine atunci când pot. Îmi place. Fetească regală, știu că se poate vinifica în sec, se poate vinifica în dulce, se poate face spumant. Da.
Nu? Deci fetească regală. Versatil. Ok, așa este. Din fetească regală se poate face spumant pentru că aciditatea specifică soiului ajută pe vinificator să facă un spumant și noi avem în România doi producători de spumante care fac fie 100%, fie parțial s-au făcut. Cei de la Zarea au un spumant în gama gourmet care este 100% din fetească regală. Are o notă aromatică pronunțată cu aciditatea specifică pentru un spumant, e acolo unde trebuie, e pentru consumator. Este un spumant pentru consumatorul de rând. Cei de la Villa Vinea au făcut până prin 2018, dacă nu greșesc, spumant care era format din trei soiuri, din care dominant era fetească regală, era 50%. Mai avea și altceva pe acolo, în orice caz Pinot Noir 10%, dar în orice caz fetească regală era dominant, era 50%. Eu vreau să spun că la concursurile spumante, 2 ani consecutiv, spumantul a fost pe locul 2. Deci a fost acolo la limită. Adică la buze, da. Pentru mine, care am observat punctajul și era o diferență mică, nu contează atât de mult că aici pe locul 2. Pentru mine a fost chiar, putea să fie pe primul loc. Da, e acolo în top. E acolo în top. Deci spumantul ăla mi-a plăcut foarte mult. Avea o complexitate anume. Aciditatea era foarte plăcută. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult spumantul respectiv. Din acest soi se poate obține și vin liniștit și el poate să fie de la sec până la mai mult, pentru că asta depinde de ce vrea să facă vinificatorul. Dar, în mod dominant, se găsesc vinuri seci și demiseci. Nu am văzut, făcându-se vin demi-dulce sau dulce, nici nu știu, poate ar fi o provocare pentru cineva, poate într-un an așa când să culeagă foarte târziu strugurii și mai ales cred că numai cineva din Transilvania, pentru că acolo aciditatea este nativă, adică nivelul de aciditate este destul de ridicat și atunci, dacă oamenii aceia ar avea răbdare ca să culeagă strugurii la maturitatea de plină, deci când se acumulează foarte multe zaharuri și în același timp să rămână și un nivel ridicat de aciditate ca să rămână totuși vinul respectiv, să aibă acea prospețime care este până la urmă necesară într-un astfel de vin. Ar putea să fie o provocare. Deci, uite, acum, în momentul ăsta, lansăm o provocare producătorilor de vin din România care fac din fetească regală să încerce și un vin din ăsta dulce. Sigur, e o chestie de marketing, trebuie să simtă că au piață pentru așa ceva, dar nu de se ce știe. Nu? De se ce știe. Nu? Hai să vorbim un pic și despre fetească albă. E mai puțin versatilă? Ce lipsește feteștii albe și ce are în plus față de regală? Fetească albă are o caracteristică care cred eu definitorie. Are nota florală. Deci când spui fetească albă, spui notă florală. Nota aia florală o regăsesc în niște spumante și aici aș zice că se potrivește foarte bine cu spumantele obținute prin metoda Charmat. De ce? Pentru că la metoda Charmat durata de maturare este mai scurtă și atunci iese în evidență ori partea fructată, dacă soiul este cu o caracteristică asta fructată, sau nota florală, cum este. E, la fetească albă este nota florală care iese în evidență la spumante. Avem și noi în țară spumantul de la Gârboiu, care face 100% din fetească albă. Mai sunt în Republica Moldova vreo 2-3 producători care fac din acest soi. Deci ca spumant iese foarte bine. Pe partea de vinuri liniștite, cred că ar trebui să-l chemăm pe Frank Gregor Schmidt să vină, pentru că el tocmai este în perioada de degustare a vinurilor din acest soi. Cred că este omul din România care a degustat cele mai multe vinuri din acest soi și ar putea să vină cu caracteristici și cu o concluzie, ca să zic așa, despre vinurile care sunt făcute din fetească albă. Pe de o parte, iese în evidență nota florală, dar sunt și producători care au încercat să scoată în evidență alte caracteristici. De exemplu, eu mai zilele trecute m-am degustat un vin din zona Olteniei care nu avea nota florală, dar în schimb avea o culoare, un galben foarte intens, așa, care nu mi s-a părut caracteristic pentru soiul acesta. Și la gust era foarte concentrat, foarte corpolent, așa, parcă mi s-a părut că
nu era ceva caracteristic, dar totuși era ceva incitant. E, pentru mine vinurile astea care sunt mai ieșite din normalitate, astea mă atrag. Sunt mai atractive, da. Exact. Și eu cred că soiul ăsta fetească albă merge, cred că merge la vinuri ca vin proaspăt, pentru că dacă vrem să scoatem, dacă producătorul vrea să scoată în evidență nota asta florală, atunci cred că trebuie să meargă pe vinuri proaspete, adică un an, doi, trei pe acolo. Da, da, da. Dar de ce nu să încerce și vinuri maturate mai mulți ani și sigur, atunci vom vedea cum vor ieși. Hai să schimbăm o vorbă și despre Feteasca Neagră, ultima din seria de trei. Da, 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 da. Care, despre care se spune, sau în fine, unii spun că ar avea potențialul de a deveni port drapelul vinurilor românești, brandul de țară și așa mai departe. Păi, soiul ăsta ar putea să devină port drapelul României, dar trebuie să dorească și producătorii. Adică să tragă toată lumea la aceeași căruță. Să tragă toată lumea la aceeași căruță. Unde, sau ce vreau să spun prin asta? Eu consider că dintre cele trei soiuri, soiul acesta fetească neagră este cel mai versatil. Și o să încerc să argumentez. Pentru că din acest soi se poate obține un vin spumant. Și avem deja exemple cu cei de la Cotnari, care fac vin spumant din... vinificat în roze. Colocviu, nu știu care era, sau nu? Și Colocviu, dar au renunțat la gama Colocviu, dar acum au două spumante la Cotnare sau unul este demi-dulce și unul dulce, deci care merge pentru zona asta de desert. Dar au și, l-au avut și pe cel din gama Colocviu, mie mi-a plăcut foarte mult, i-am și zis unuia de la Cotnare de acolo, măi, dacă faceți în fiecare an spumantul, cum l-ați făcut pe ăsta din anul respectiv, eu sunt client al vostru, iau cu baxul. Așa. Deci asta odată, ca spumant. După aceea, ar merge ca vin liniștit, vin roze. Da? Și aici, fiecare producător, și sunt foarte mulți producători de vin din România care au în parcele lor Feteasca Neagră, și ei fac și vin roze și vin roșu. Deci roze se poate face. Și ies niște vinuri foarte interesante, foarte incitante, unele fructate, unele cu mai neutre așa, cu o culoare interesantă, distinctă. Și eu cred că acea nuanță de roze poate să atragă și să individualizeze acest soi ca vin roze. E, după aceea intrăm în zona de vinuri roșii. Și aici... am observat la producătorii români că ei pun accent pe vinurile astea foarte corpolente, unde se iasă în evidență taninurile cu aciditatea. Eu aș zice să încerce și niște vinuri care să fie ceva mai legere, care să poată fi consumate și vara, să fie în genul unui Pinot Noir, Beaujolais, pe acolo, da? Deci vinuri proaspete, care să fie consumate în primul an, da? Am avut anul trecut la degustare, am primit de la un producător din Republica Moldova, de la Teva, un vin nici roze, nici roșu, care era un rubiniu și care era foarte interesant. Era vin liniștit? Vin liniștit. Okay. Foarte interesant și eu cred că acel tip de vin ar putea să fie o provocare și pentru producătorii de la noi din România, un vin pe care să-l poată vinde și vara. Adică consumatorul român să-l poată consuma și vara. Adică nu neapărat... Piața numai... există, sigur. Piața există. Ceva. Nu se calcă pe picioare cu Băbeasca? Câte vinuri din Băbeasca avem noi în România? Corect, așa da? E. Da. Câte sunt? Nu da, sunt multe. Da, așa e. Da? Dar eu cred că Feteasca asta neagră este foarte versatilă și producătorii români, eu le lansez această provocare. Dom'le, uite, face și vinuri în genul ăsta. Vinuri mai legere care să poată fi consumate și vara. De ce nu? Nu decât să încerce. Ar putea să facă o șarjă mică și în funcție de cerința consumatorului ar putea în anii viitori să
marșeze. Sigur, piața există, cererea la terase și la, cel puțin în timpul verii, este de vinuri mai ușoare, mai puțin mai, corpulente, da, mai legere, și da, sigur că da. Cu alcool poate mai, mai mic. Mai scăzut, pentru că pentru a face un astfel de vin, evident că ar trebui castrului să fie culeși un pic mai devreme. Dacă sunt culeși un pic mai devreme, atunci nivelul de zaharuri acumulat în struguri este mai scăzut, o aciditate un pic mai ridicată, ceea ce dă prospețime vinului, și în felul ăsta ar putea să iasă și un vin gastronomic, pentru că o aciditate un pic mai ridicată face din acel vin un vin mai gastronomic, care cere de mâncare. Și da, da. Omul ce face? Se duce doar să bea? Nu, nu este ok. Bei, dar și mănânci. Sau, de fapt, întâi mănânci și după aia bei. Feteasca neagră are un areal în care iese în evidență sau sunt obține rezultate bune oriunde? Teoretic ar fi trebuit ca cele mai bune rezultate să se obțină în zona de nord-est a țării, adică în zona de unde provine ea, adică din zona Iași, acolo, zona de nord, da. Iași, Cornar, pe acolo, acolo ar fi trebuit să se obțină cea mai bună feteasca neagră. În teorie. Și totuși, de-a lumare... În practică, a ieșit destul de bine. Adică, de-a lumare, a și scos vinuri foarte bune din feteasca neagră. Bine, e și marketingul, stă foarte bine. Dar să știți că mai fac și alții. Am băut o feteasca neagră acum o lună și un pic, în zona Olteniei. De m-a lăsat cu gura căscată. Da? Putem ști ce, de la ce producător? Nu, că m-au rugat să țin discret. Ok. Așa. Nu, că nu ne ferim să dăm nume, adică când putem să facem recomandări când se poate, ascultătorilor. Când se poate, da. Când se poate, da. Acum, mai este încă un aspect. Fiecare om are papilele lui, plăcerile sigur lui, că da. Educația lui, și atunci eu zic, domne, fiecare regiune viticolă a României are feteștile ei, ca să zic așa. De ce? Pentru că fiecare regiune aș pune amprenta asupra vinului. Ca să nu mai zic de amprenta pe care și-o pune enologul din cramă. Pentru că el are o viziune. El spune, domnule, uite, vreau să mă folosesc de terenul ăsta, de condițiile pedoclimatice, și vreau să se cunoască că este vinul făcut de mine. Da? Păi Aurel Rotărăscu de la Serve. El urmează linia pe care a imprimat-o Guy Tyrrell Dupois, da? Și are vin de feteasca neagră care iese în evidență, adică mie îmi place ce este la el. În fine, și mai sunt și alții. Sigur. În străinătate sunt zile internaționale sau poate chiar naționale ale diverselor soiuri, adică 7 octombrie sau nu mai știu cât era, ziua internațională a Merlot-ului. Chardonnay, Cabernet, fiecare are ziua lui. Acum, dacă feteștile astea sunt atât de reprezentative, răspândite în România, de ce n-am avea și noi o zi națională a feteștii? Sau niște zile naționale a feteștilor? Hai să zicem că sunt 3. De ce nu? Da, să știi că m-am gândit la lucrul acesta și m-am gândit nu de acum, ci de mai mult timp. Primul soi pentru care m-am gândit să alegem o zi a lui a fost soiul fetească regală. Eu m-am gândit la vremea respectivă să fie ziua de 21 iunie, pe considerentul că era o zi liberă de alte soiuri pe de-o parte, era solstițiul de vară și era ziua cea mai lungă din an. Și eu m-am gândit atunci, bine, ca o metaforă așa, să bem fetească regală de dimineață până în seară. E o inițiativă bună. De ce n-ar putea fi preluată și folosită? Eu am propus această zi, de fapt am și scris articolul acela despre istoria soiului fetească regală și am propus această zi să fie ziua soiului fetească regală, iar recent... În luna martie am avut o discuție cu Iulia Scavo. De fapt, ea m-a sunat pe mine și mi-a zis, Tiberiu, uite, am fost sunată de un francez, un francez erudit, care este iubitor de soiuri din astea mai exotice, așa, și m-a întrebat, zice, Iulia, dar la voi în România este vreun festival de vinuri din astea, din feteștile astea care sunt la voi acolo?
Zice, nu știu, dar stai să întreb un prieten. Atunci m-a sunat pe mine, am avut o discuție destul de lungă și noi doi am ajuns la concluzia că ar fi bine să avem și niște zile alocate pentru aceste trei soiuri și eventual după aceea, dacă se poate, să facem și un festival de vinuri din cele trei soiuri. E, la capitolul festival nu sunt eu persoana cea mai potrivită să organizez un astfel de eveniment, poate dar sunt alte persoane. Exact, exact. Adică, am și uite, discutat. 21 iunie e colea, da? Și de ce n-ar putea să e cam să fie... din scurt acum, dar, dar da, se poate face. Și atunci ce am zis așa, dacă 21 iunie este ziua soiului fetească regală, hai să punem ziua de 20, care să fie ziua mamei feteștii regale, adică fetească albă, și după astea două să fie fetească neagră. Deci 20, 21, 22 să fie aceste zile alocate pentru cele trei soiuri fetești. Păi aici fetești românești. Fiecare poate să își desfacă o sticlă de fetească exact, acasă exact, în ziua respectivă și adică, să marcheze cumva momentul. Exact. Eu am lansat această provocare, am trimis niște e-mail-uri la producătorii de vin din aceste soiuri și nu doar la producătorii de vin, și la oamenii de vin, la o bună parte din oamenii de vin. Am făcut și o lansare în public. Am fost foarte plăcut, surprins de reacția unora, adică zice, Tiberiu, spune-mi cu ce putem să te ajutăm. Aici, ideile astea sunt ca niște bulgări de zăpadă. Așa ele este. Se rostogolesc și în timp prind, aprind imaginația oamenilor. Eu sunt convins că dacă ne întoarcem în timp niște ani și ne aducem aminte cum a reacționat lumea când a auzit prima oară de Black Friday, a zis ce, despre ce e asta, dar ușor, ușor, colo un comerciant, colo un producător, fiecare a început să și iată că lucrurile s-au legat. Da, de da, ce n-ar fi la fel și în cazul vinurilor sau soiurilor românești? Da, uite, de exemplu, eu am vorbit în martie, după discuția pe care am avut-o cu Iulia Scavo, am discutat cu cineva de la un restaurant și respectivul mi-a zis așa, zice, uite, ce poți să faci? Să lansezi această propunere producătorilor de vin din aceste soiuri și să aducă și ei niște baxuri de vin și vinurile respective să le vindem cu o reducere de 50%. În ziua respectivă, în ziua soiului respectiv. Și atunci, pe de o parte, ar fi atractiv pentru consumator să vină în ziua respectivă să sărbătorim soiul respectiv, tu prezinți acolo istoria, caracteristici, ce vrei tu, să faci tu treaba, cum știi mai bine. Pe de altă parte, producătorii și-ar face o imagine, și-ar face o reclamă, iar consumatorul respectiv care ar fi prezent ar avea ocazia să facă o degustare comparativă sau chiar și consum, comparativ, să zică, domnule, uite, sunt câți producători sunt prezenți la evenimentul ăsta? 4, 5, 6, maxim 10, da? Ok. Domnule, din toate astea, producătorul zice, domnule, mi-au plăcut două din ele. Care sunt astea? Unde se găsesc? În afară sigur, de restaurantul da, respectiv. Și asta da, ar fi un câștig pentru producătorul respectiv, ar fi un câștig de imagine. Și pentru consumator. Și pentru atunci consumatorul s-ar îndrepta, ar face o comandă online sau s-ar duce la un magazin de vinuri și ar zice, sigur, comand vinul respectiv pentru că ăsta mă reprezintă pe mine cel mai bine, ăsta îmi place mie cel mai mult. Aici sunt, sigur, tehnici de marketing și mecanisme pe care fiecare comerciant poate să și le pună în aplicare după corect, cum vrea. Ideea e să circule această inițiativă, hai să facem o zi a feteștilor sau hai să facem un... sigur, un festival al soiurilor românești. Eu cred că trebuie să luăm pas cu pas, să nu ardem etapele. Da. Eu m-am gândit că un gest simplu, banal, de genul, domnule, sunt producătorul X, am în plantație soiul X, am vin din așa ceva, da? Desfac o sticlă de vin din soiul fetească albă, regală, neagră, da? Umplu paharul regulamentar, da? Și fac o filmare de 5 secunde, 10 secunde, și în filmare se vede și cum pun vinul și eticheta vinului respectiv, deci este un câștig de imagine, da? Și lansez după aceea, domnule, la mulți ani fetească albă, la mulți ani fetească regală, la mulți ani fetească neagră. Păi da? Aici ar fi o chestie și mai simpatică. Mă gândesc la perioada pandemiei, dacă îți mai aduce aminte, când era chestia cu The Bucket Challenge, în care își punea câte unul o găleată cu apă rece cu gheață în cap și zicea
challenge pentru nu știu cine și nu știu cine. Deci îi menționa pe unii, da, și aia, pac, da, și ei. Deci, uite, ar putea fi o chestie asemănătoare. Da, asta se poate face oriunde. Poți să faci într-un birou, poți să faci într-un restaurant, poți să faci în vie dacă ești producător. Dacă ești consumator, ești la un restaurant, la o umbreluță sau ești la mare, pe plajă, oriunde poți să faci chestia asta. Poftim, noi am lansat-o... Și, sau tu ai lansat-o, de fapt. Da, și producătorii n-au decât să... Să o preia, da, cineva. Eu am discutat nu doar cu producătorii români, am discutat și cu oameni din afară țării. În țările unde știu că mai sunt cultivate aceste soiuri de viță de vie, sunt foarte încântat că... Se mai cultivă feteasca și în alte, da, părți? Da, 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 da. Okay. Și uite, îți dau o informație interesantă. Soiul fetească regală se cultivă destul de bine în Slovacia și am avut plăcerea să citesc chiar astăzi un articol foarte interesant, foarte dezvoltat așa, scris de un slovac despre cum a ajuns acest soi în Slovacia. Bine, ei probabil îi spun altfel, nu cred că îi spun. Pe sens ca, nu mai știu, da, cum, da, în fine, pe sens ca asta vine de la localitatea respectivă, da, și îl, practic îl a venit... asociază cumva cu România sau este, îl consideră ca fiind al lor? Nu, ei știu că, sunt, că este un soi românesc. Aha, ei, okay, știu. Okay. Dar la început, el a fost adus, a fost găsit întâmplător într-o plantație. Cineva a făcut o comandă de vițe de fetească albă și acolo au fost rătăcite și niște vițe din astea. Asta a fost în perioada interbelică, prin anii 30 și ceva. Și la un moment dat, când vița s-a dezvoltat normal, ăștia și-au dat seama, bă, stai un pic, asta nu-i fetească albă, e altceva. Au avut și băbuța lor. Nu au avut specialiștii lor. Specialiștii, și da, au chemat acolo pe unii mai pricepuți, în fine, și ăștia au spus, mă, nu, asta nu-i fetească albă, este altceva. Și coroborând informațiile, că tot, da, mai înainte de asta s-a descoperit fetească regală, au ajuns și la concluzia că asta e. De fapt, au avut certitudine abia prin 1956, când au făcut un schimb de material săditor cu cei de la noi, în fine. Aha. Și la un moment dat l-au introdus și în catalogul soiurilor din Slovacia, de fapt era Cehoslovacia pe vremea, da, aia, da, și, mă rog, a devenit oficial. Cum ar fi să facem noi un festival al, noi românii, un festival al soiurilor românești și să vină slovacii să ne concureze? Păi să știi că dacă am fi făcut un festival de fetești sau dacă am fi făcut un festival numai de fetească regală, evident că atunci aș fi invitat și producători din Ungaria, că și acolo este, și din Slovacia, și din Ucraina, și din Moldova, evident că sunt frații noștri, și atunci cred că ar fi o concurență. Are, adică cine să ne facă concurență. Atunci ar fi o provocare pentru producătorii români ca să-și dea seama unde se găsesc. Da. Și dacă tot vorbim de străini, am întâlnit pe niște etichete de fetească neagră scris mare Black Maiden. Oh, opa, nu. Și zis, tu? Ce-o fi aici? Și tu, Brutus? Ce facem? O traducem sau învățăm pe ei cum se pronunță? Hai să luăm regulamentar. Regulamentar, da. Normele limbii române spun că numele proprii nu se traduc. Deci ăsta este, da, odată. Pe de altă parte, noi când luăm numele unor soiuri străine, le traducem? Nu. Zicem Sauvignon alb? Nu, și am învățat, nu, să spunem frumos, Cabernet, da? Sauvignon. Așa. Spunem Pinot Negru? Nu mai spunem. În trecut, da, pe timpul Ceaușescu, se spunea Pinot alb, Pinot Negru, da? Italienii, de exemplu, traduc. Adică traduc, dar nu complet. De exemplu, numele de bază este original și numele care reflectă culoarea sau caracteristica o traduc. De exemplu, este Pinot Grigio. Pinot Grigio, da. Ceea ce nu este normal. Adică ăsta e soiul original, e Pinot Noir, lasă-l, sau Pinot Gris în cazul de față, este lasă-l Pinot Gris. Deci străinii să pună mâna și să facă niște exerciții fetească neagră, că fetească nu e atât neagră, de complicat. Fetească, nu? Neagră, da, așa trebuie. Dar știi ce mă deranjează? Că direcția asta de a traduce numele soiurilor românești nu a venit de la străini. A venit de la români. De la unii români. Adică
nu știu ce a fost în mintea lor, pentru că dacă facem o traducere din asta, unde mai este originalitatea? Și până la urmă, astea sunt normele limbii române. Este nume propriu, lasă-l așa cum a rămas, cum este în documentele oficiale, cum este în lucrările de specialitate, cum este în catalogul soiurilor, pentru că este un document oficial. Și da? Eu sunt total de acord aici. Și încă un aspect. Nu este doar catalogul soiurilor, este și un document la nivel internațional unde sunt trecute toate sinonimele autorizate. Iar acele sinonime sunt cele transmise de autoritatea din fiecare țară. Deci noi, dacă nu avem ca sinonim trecut acolo în documentul oficial pe care noi îl înaintăm la OIV sau la orice alt organism internațional, nu ar trebui să fie acest black. În plus, este o traducere defectuoasă. Da, pentru da. Că plecăm de la fetească. Fetească este, a ajuns el acum un substantiv, dar el de fapt era o caracteristică. Da. Fetesc, de la, da. Vine de la Fetești, de la da. Localitatea Fetești din județul Iași, de acolo de unde provine. A, nu vine de la fete tinere? Nu, nu, că nu-i spune fetiță neagră sau fetiță albă, știu, îi spune comparativ, fetească. Comparativ cu băbească, că lumea îl pune în, nu? Vis-a-vis nici de... la băbească nu este normal să traducă, că nu-i spune băbuță neagră, sigur. Îi spune băbească neagră. Da? La fel și cu asta. Deci este o traducere eronată din start. Și forțată. Și forțată. Spuneam mai devreme de cataloage și aici aș fi vrut să te întreb despre cartea la care lucrezi, sau bine, cărțile la care lucrezi. Știu că istoria soiurilor românești de viță de vie este o provocare pentru mine. E o provocare. De ce? De ce scrii cartea asta? Oh, trebuie să dau timpul înapoi. A plecat de la o chestie banală. Acum vreo 10 ani am început să... Am fost editor. Bine, mai sunt și acum, dar mai discret. Editor pe Wikipedia. Și am observat că pe Wikipedia erau foarte multe informații despre soiurile străine și despre soiurile românești. Nu prea erau, erau două, trei rânduri, articolul era incomplet, era o atenționare acolo că nu sunt surse. Și atunci am zis, ok, hai să încep eu să scriu. Cineva trebuie să facă, da. Cineva, da. Acolo este o regulă foarte clară și de bun simț până la urmă, dacă vrei să fii serios, nu ai voie să faci o afirmație dacă ea nu este susținută de surse de încredere. Deci, atenție, surse de încredere. Ok. Bun, și am interpretabilă chestia asta, de aia trebuie văzut, mă rog, cum... Și da. Atunci am luat, eu ce aveam eu la îndemână, am găsit, am luat de la Anticar, așa, o carte care mi-a plăcut. La început se numea Vechi soi românești de viță de vie, scrisă de dr. Ion Pușcă. O carte antrenantă, frumoasă, scrisă într-un stil lejer, mai în stil așa, Ion Creangă. Da. Mai ușor de citit, probabil, mai ușor public. De citit. Și după aceea zic, mă, dar stai, alte lucrări nu mai sunt. Mi-am dat seama că este și ampelografia RSR. Am cumpărat toate volumele. Mi-am dat seama că e o diferență extraordinar de mare între cartea lui dr. Pușcă și cartea, lucrarea asta scrisă științifică, academic, da? Cu surse. Și atunci am lăsat deoparte, mi-am dat seama că omul acesta cam fabula, cam punea foarte mult accent pe termeni de, sau expresii de genul. Legenda spune că, sau se spune că... Da, deci privea mai relaxat chestiile mai relaxat. Da. Și atunci mi-am dat seama că dacă vreau să fiu serios, trebuie să abordez științific treaba asta. Și atunci am început să cumpăr cărți de specialitate, să descarc cărți în format PDF de pe internet, am descărcat lucrări științifice, le-am pus cap la cap, după care până mi-am dat eu seama cum trebuie să lucrez așa ordonat, mi-am făcut un document în ord cu toate sursele documentare pe care le am eu sau care fac referire la soiurile respective. Am ajuns să văd baza aia de date vivc.de, care este cea mai mare bază de date din lume despre soiurile de viță de vie. Este rezultatul unui proiect susținut cu fonduri europene, este urmarea unui alt proiect mai vechi, eurovitis.de.
a fost la nivel european, cu soiurile din spațiul european și când au văzut ei că au succes, au făcut VIVC.de. Ei, baza de date pe mine m-a ajutat foarte mult și mă ajută în continuare și acolo găsesc și bibliografie. Și atunci am luat bibliografia din VIVC.de, că acolo nu sunt numai sursele din România, sunt și surse din alte țări care privesc soiurile românești. Da? Am luat ampelografia asta lui Gerasim Constantinescu, am luat și ampelografii mai vechi care nu prea sunt cunoscute, de exemplu, introducerea ampelografia românească a lui George Nicoleanu, apărută la 1900, și o lucrare care ea nu se găsește în VIVC.de pentru că ea n-a fost menționată de cercetătorii români. Eu am lucrarea respectivă și este prima carte, prima lucrare ampelografică serioasă, științifică, scrisă la, în stil academic, așa, știi? Și evident, după aia am adunat foarte multe. Acum mă mândresc cu faptul că am o bibliotecă viticolă foarte mare. Scuză-mi lipsa de modestie, dar cred că în momentul de față în România nu cred că mai este cineva care are o bibliotecă fizică și digitală cum am eu. Deci pe cartea ta de vizită poți să scrii în loc de iubitor de vin, pasionat de vin. Am un prieten foarte bun, Frank Gregor Schmidt, care într-o noapte, cum stăteam noi, că stăm până noaptea târziu și discutăm, colaborăm, mă ajută foarte mult omul acesta și într-o noapte îmi zice, auzi măi Timi, ar trebui să schimb cartea de vizită. A, măi Frank, da, ai dreptate că am acolo logo-ul ăla vechi. Lasă-mă logo-ul ăla vechi, ai acolo ce ai scris, pasionat de vin. Așa și... Păi eu cred că ai trecut de etapa aia, mai ești obsedat de vin. Deci mai sus, nivelul... Da, da, da. Și mai sus. Deci trebuie să fii un pic sărit de pe șină ca să te apuci de chestia asta. Și, și... Cum stai cu cartea? În ce stadiu este? Cu cartea depinde din ce perspectivă. Unii mă critică, zice, hai mă, n-ai făcut nimic, au trecut 7 ani, 8 ani, câți au trecut de acolo și n-ai făcut nimic. Dom'le, am făcut, dar merge destul de greu pentru că sunt situații în care am nevoie de niște surse, știu că există, dar nu sunt accesibile. De exemplu, cel mai dureros caz este cu un manuscris al unui autor maghiar. Manuscrisul respectiv este în Biblioteca Națională Szecsényi din Budapesta. Eu am încercat, am scris la biblioteca respectivă, am încercat să obțin o copie după manuscrisul respectiv și mi s-a cerut vreo 780 de euro plus TVA, plus niște taxe de bibliotecă. Ah, deci doar accesul la o carte. Deci ca să primesc în format PDF lucrarea respectivă, deci așa, și scuză-mă, eu nu îmi permit. Chiar am depus efortul mare și eforturile mari nu sunt numai de documentare în birou, acasă, în fața calculatorului sau citind cărți. Am fost la biblioteca Academiei, dar am făcut drumuri în țară. Deci am fost la satul mare pentru grânșpiți, care, mă rog, ziceți că nu este soi românesc. Am fost pentru busuiaca de Bohotin, am fost la Huși, pentru Feteasca Regală. Păi eu am făcut drumul special la Daneș și nu unul, am făcut mai multe drumuri. Deci tot ce vedeți acolo pe site-ul meu, istoria soiului Fetească Regală, da, istoria soiului Fetească Neagră, este un rezultat al documentării în birou, în bibliotecă și pe teren. Deci de-aia durează așa de mult această istorie. Aș vrea să ne întoarcem la subiectul nostru de bază și să concluzionăm cumva. Subiectul nostru de bază fiind feteștile, cele feteștile, trei fetești. Feteștile. Care e viitorul feteștilor? Cum vezi dezvoltarea lor în următorii, să spun, 5-10 ani? Nu știu dacă sunt persoana cea mai potrivită să dau un răspuns competent la o întrebare nu, așa provocatoare, dar eu văd că Feteasca Neagră s-a stabilizat destul de bine. Adică este pe un trend crescător. Mie așa mi se pare. Adică mi se pare că sunt mulți alți producători care nu au în cultura soiul Feteasca Neagră și care văzând la vecinii lor sau la alte regiuni că are succes și care are succes și la consumator că întreabă vreau o fetească neagră sau un vin de fetească neagră. Și mai ales că este versatilă, că merge și ca vin roze
de consumat vară, dar și ca vin roșu de consumat iarna, zicem, deși se poate consuma oricând vinul roșu, așa, eu cred că soiul acesta încă nu și-a spus ultimul cuvânt, din perspectiva de cultură, de plantat. Pe de altă parte, aici mai degrabă sunt niște așteptări din partea mea. Eu aștept din partea producătorilor să își folosească mai bine imaginația enologică. Da? Adică eu sunt omul care așteaptă să vadă și altfel de vinuri. Eu nu vreau să văd uniformitate în vinuri. Bun, eu aș concluziona reluând ideea ta de a degusta fiecare dintre noi pe 21 iunie, în ziua solstițiului, o fetească. O fetească regală. Regală. Pe 21. Ok. Dar uite, îți lansez eu... Nu poate să fie orice fetească. Îți lansez o provocare. Uite, eu am un eveniment la un local pe 20, la același local pe 21 și pe 22. Deci pentru fetească albă, regală și după aia neagră. Uite, îți lansez invitația de a fi prezent la acel eveniment, pentru că vreau și eu să văd care este percepția ta despre vinurile care vor fi prezente acolo. Și poate vezi și atmosfera și, cine știe, poate este un subiect de dezbatere pentru viitor. Cu mare drag. Și așa cum am stat numai așa în fața microfonelor, poate că data viitoare stăm în fața paharelor. Și... Păi, de ce nu? Și atunci ce oglim? Continuăm discuția. Da. Tiberiu, mulțumesc mult pentru discuție. Cu drag, eu îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am putut să discutăm așa de lejer despre aceste... 3 soiuri românești și sper ca aceste soiuri să se regăsească mai bine în mintea consumatorului român. Așa să fie. Încheiem aici episodul 49 al podcastului Intervin. Episoadele Intervin pot fi ascultate pe toate platformele de podcasting sau pe YouTube, iar dacă vrei să le asculți în premieră, intră pe intervin.show și lasă-ne adresa de e-mail. Sunt Geo Iordache, până data viitoare, paharul sus!